fresh to death and sick as cancer. You said a punk rock, I grew up on hip hop, but you fit me better than my favorite sweater and I know. Salut, ne aflăm la scenă la proiectul Martei Popescu, Iubesc, și o să rog să ne povestească puțin despre proiect. Proiectul a început ca o joacă, pur și simplu ne-am adunat mai mult la studio, prieteni, am început să ne facem poze, să scriem pe foi ce anume iubim, am început să punem pozele pe internet la un moment dat și spre surprinderea mea a început lumea să vrea să pozeze. A avut un impact destul de mare, da. După aceea am început să fac mai multe serii, până când am ajuns să fac un eveniment mare. Ai tatuaje sau vrei să-ți faci în viitor? Ai un model pe ales? Ai vorbit cu un tatuator? Momentan nu am tatuaje, dar cred că mi-aș dori să fac. Măcar un mic acolo, cât de mic posibil. Chiar vreau să scriu I Love, 3 puncte, în ritmul la proiectul ăsta. Nu-mi plac tatuajele și cred că o să-mi fac cât de puțin. La noi în țară vrei să faci sau afară? Nu cred că ar fi problema asta. Cred că sunt multe și bun și în România. Prieteni ai? Clar, foarte mulți. Da? Cei mai buni prieteni. De fapt, chiar am foarte mulți prieteni cu tatuaje. Și este ceva artistic. Până la urmă, noi suntem artiști. Am niște prieteni artiști. Și așa ne exprimăm noi. Ai fotografiat modele cu tatuaje? Da, am avut foarte multe modele cu tatuaje. Dar, din păcate, în România nu sunt apreciate. Pe plan internațional, modelele cu tatuaje chiar au succes. În România sunt mai underground, se caută pentru videoclipuri mai mult, dar nu pentru modeling de calitate. Dar ce crezi că sunt datorită tatuajelor, nu știu, se gândesc oamenii respectiv că sunt greu de controlat sau că ar fi mai rebeli sau... Posibil și asta. Acum depinde, cunosc foarte multe persoane cu tatuaje și au personalități diferite. Nu cred că contează atât de mult că ai tatuaj sau nu. Nu cred că spune pur și simplu o sigla, eu sunt așa. Spune-ne unde te găsesc. Oamenii? Vizitatorii blogului nostru. Eu am și un site, martapopescu.com, mă găsesc pe Facebook, Marta Popescu Fotografii, I Love Project, Proiectul Invest, tot pe Facebook. Pe site-uri unde mă puteți găsi. Pe noi știți unde să ne găsiți. Mersi!